Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, obișnuiți mult prea mult cu ceea ce se întâmplă în viața aceasta, obosiți chiar de lupta pe care trebuie să o ducem pentru supraviețuire, ajungem în situația în care abia mai îndrăznim să gândim că ar putea exista și un final al acestei lupte. Generații de rândul se luptă pentru a lăsa moștenire generațiilor viitoare o lume mai bună, mai frumoasă. În ciuda eforturilor, ea nu pare deloc să devină o astfel de lume. Această preocupare încearcă parcă să împingă tot mai departe dorința, speranța primilor creștini. Aceștia sperau și credeau că nu va trece generația lor și Domnul Isus va veni așa cum a promis. Mai este aceasta o credință de actualitate? Mai este ea necesară? Este ea cu adevărat o promisiune, o asigurare? În capitolul 24 al Evangheliei după Matei, Domnul Isus vorbește despre cele două evenimente capitale de acum în istoria omenirii. El se referă atât la judecata care va veni peste Israel, cât și la ceea ce se va întâmpla în cazul venirii sale pentru a doua oară. Am ajuns la versetul în care Domnul Isus ne avertizează că în zilele de pe urmă, dragostea celor mai mulți se va răci din pricina înmulțirii fără de legii. Nu cred că este nevoie de prea multe dovezi pentru a ne convinge de realitatea spuselor Domnului nostru. Fără de lege a face ca cei mai mulți să fie lipsiți de dragoste și sensibilitate. Dar să mergem mai departe pentru a vedea ce mai spune Domnul Isus în acest discurs al măslinului. Vă reamintesc faptul că titlul dat acestei predici vine din faptul că poporul evreu a fost adesea comparat cu acest pom. Domnul Isus se apropie cu mesajul profetic tot mai mult de zilele noastre. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul, ne spune versetul 14. Iată că vorbește acum Domnul de una din responsabilitățile de seamă ale bisericii, propovăduirea Evangheliei Împărăției Cerurilor. Care este această Evanghelie? Amintiți-vă de ceea ce propovăduia Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă pentru că Împărăția Cerurilor este aproape. Domnul Isus și-a început lucrarea cu același mesaj. De asemenea, apostolii au purtat același mesaj în tot ținutul lui Israel. Abia în capitolul 11, Matei ne spune că mesajul Domnului se schimbă. Motivul? Israelul respinsese mesajul Domnului. De acum, mesajul lui devine, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. În capitolul 20 aflăm că Domnul Isus a venit să-și dea viața ca răscumpărare pentru păcatele multora. Dragii mei, aceasta este o parte din mesajul Evangheliei împărăției cerurilor. Evanghelie care, ne spune Domnul Isus, va fi propovăduită și în timpul necazului cel mare. În timpul nostru se predică Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Probabil următoarea întrebare este dacă este vorba de două Evanghelii diferite. Nu, nu este. Este aceeași Evanghelie, cu diferența că sunt accente diferite. Nu știm cât de aproape sunt în devenirea de plină a împărăției cerurilor, dar atunci când va începe cazul cel mare, știm că nu mai este mult. Oricum, responsabilitatea noastră este să propovăduim mesajul iertării oferite de Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Domnul Isus spune chiar că pentru a veni sfârșitul, este nevoie ca Evanghelia să fie propovăduită pe întregul pământ. Dragii mei, dacă dragostea noastră pentru Domnul este reală și inimile noastre ard de dor după întâlnirea cu Domnul, atunci ard și de dorința ca Evanghelia să fie răspândită pe întregul pământ. Dar iată că vorbim mereu despre necaz, despre suferință. Ce spune Domnul mai departe cu privire la aceste lucruri? De aceea, când veți vedea urăciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul preasfânt, Cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Iată că Domnul se referă din nou la poporul evreu. Oare ce este această uriciune a pustirii despre care vorbește Domnul aici? Ce spune Daniel despre ea? În cartea profetului Daniel, capitolul 11, versetul 31, găsim următoarele cuvinte. Niște oști trimise de el vor veni și vor spurca sfântul locași cetățuia, vor face să înceteze jerfa necurmată și vor așeza urăciunea pustiitorului. De fapt, este vorba despre două persoane care poartă acest semn al pustiirii. Unul este Antioh Epifanul, care a venit cu armatele sale pentru a cuceri Ierusalimul în anul 170 înainte de Domnul Hristos. În acel război se spune că au murit peste 100.000 de, de evrei. El a desfințat jerfele zilnice de la templu, aducând în schimb jerfe de sânge și carne de porc, drept ofrande pentru Jupiter, a cărui statuie a pus un în locul sfânt. Cred că Domnul Isus se referă însă la cea de-a doua urăciune a pustiirii de care vorbește Daniel. Această referire se găsește în primul verset din capitolul 12 și sună așa de la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urăciunea pustiitorului, vor mai fi 1290 de zile. Cred că aceasta este o referire la anticristul care va ocupa sau se va instala în templu. Pe parcursul necazului cel mare, templul va fi reconstruit și națiunea Israel va fi din nou în țara promisă, în Palestina. Acum, Trebuie să admitem și rezerva că Domnul se poate referi și la altceva. Aceasta este o problemă pe care Duhul Sfânt o va lămuri pentru fiecare dintre noi, în mod personal, după măsura credinței fiecăruia. La fel de bine el se poate referi la ceea ce s-a întâmplat în anul 70 după Domnul Hristos, în momentul cuceririi Ierusalimului. El face aici o referire strictă la poporul evreu. El amintește munții iudei ca munți în care oamenii trebuie să alerge în acele zile de mare necaz. Desigur, el nu se așteaptă ca noi toți, din toate colțurile lumii, să fugim tot acolo. El se adresează unor evrei și le dă instrucțiuni legate direct de circumstanțele în care se vor afla. De aceea, multe din elementele acestei profeții sunt specifice culturii și geografiei evreiești. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă, și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Prin aceste cuvinte, Domnul Isus accentuează importanța și seriozitatea acelor vremuri. De asemenea, ele nu vor fi timpuri ușoare. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele care vor da țâță în zilele acelea. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarnă, nici într-o zi de sabat. Se presupune că în acele zile ale necazului cel mare, Va fi o mare explozie demografică. De fapt, specialiștii notează o tendință de suprapopulare a Pământului chiar în aceste timpuri. Oricum, mamele vor avea mult de suferit, și Domnul spune că sărbătorile sau condițiile atmosferice vor îngreuna și ele condițiile. De ce? Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum, și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Dragii mei, atunci va fi cu neputință să ne înșelăm. Domnul Isus ne asigură că nimic din ceea ce a fost nu poate fi asemănat cu ceea ce se va petrece atunci. Nimeni nu va putea contesta, pentru că ceea ce va vedea și experimenta este peste limita obișnuitului. Grozăvia celor zile nu este ameliorată decât de faptul că zilele au fost scurtate din pricina celor aleși. Dragii mei, aleși sau nu, de zilele acelea nu va scăpa nimeni. Însă unii vor fi mediatori, alții vor ajunge în focul evenimentelor, experimentându-le din plin. În care tabără vom fi? Suntem dintre cei aleși, cei care au crezut în Domnul Isus ca izbăvitor sau suntem dintre cei care au nevoie de îndurare? Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze pe fiecare cu privire la aceste lucruri. În orice caz, Domnul Isus îi reasigură pe ucenici și, bineînțeles, și pe noi, devenirea lui pentru a doua oară pe acest pământ. Atunci, dacă vă va, va spune cineva, iată, Hristosul este acolo sau aici, să nu-l credeți, căci se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo. Iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea fiului omului. Observați, vă rog, ce spune Domnul. Satan își va pune la bătaie întregul arsenal pentru a înșela. El nu se va da în lături de la a atrage și pe cei aleși de partea lui. Ceea ce va face diferență, mie mi se pare foarte interesant, este că, totuși, nu este vorba de lucruri minore, ci de ceva ce este vizibil pentru toți. Ce vreau să spun? Am auzit de persoane care erau avertizate cu privire la anumite lucruri. Și, cu toate că erau plini de teamă și se credeau foarte vigilenți, în cele din urmă, acești oameni erau înșelați tocmai în modul în care au fost avertizați că vor fi. Cu alte cuvinte, Domnul le spune, nu să trăim cu teamă în suflet, ci cu dorința sinceră de a-l vedea. Și atunci va fi cu neputință să fim înșelați. Din nou, referirea directă în acest caz este la poporul evreu. Scriptura nu vorbește decât de două grupuri de oameni în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Este vorba de poporul evreu și de biserică. Dacă avem în vedere că până acum a vorbit cu precădere Israelului și cu privire la el, nici de această dată nu poate fi vorba de altcineva. Diavolul va încerca să înșele, deci, chiar și pe cei aleși. Vedeți, uneori pot să înșel pe oameni. Oamenii pot să se înșele unii pe alții tot timpul. Însă nu pot să înșel pe aleșii lui Dumnezeu tot timpul. Pot să înșele o dată, de două ori, de mai multe ori, dar nu pentru totdeauna. Mărturie stau cazuri la sute, a mii de oameni, care recunosc că au fost înșelați. Dar că la un moment dat, Duhului Dumnezeu le-a deschis ochii și au văzut clar înșelăciunea, minciuna cu care erau ademeniți. Mi-aduc aminte de o femeie care fusese atrasă de o sectă ale cărei învățături erau departe de a fi biblice. A trecut destul de multă vreme pentru această femeie până să-și dea seama că este greșit ceea ce face. După ce a ascultat o vreme acest program biblic, a înțeles, iluminată fiind de Duhul Sfânt, că Scriptura spune cu totul altceva decât ceea ce spuneau cei care conduceau secta. Dragii mei, Duhul Sfânt este la lucru. Nici poporul sfânt nu va fi pur înșelat. Domnul Hristos va fi în cele din urmă tot atât de ușor de văzut cum este fulgerul. Atunci, orice ochi îl va vedea, dar numai inimele care l-au așteptat se vor bucura. Acum urmează unul din versetele care este destul de greu de înțeles. Este vorba de versetul 28. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Este parcă destul de ciudat ca după ce vorbește despre venirea lui în acea atmosferă excepțională, triumfătoare, domnul se folosesc acum imaginea celor păsări detestabile, vulturii. Se pare însă că și această imagine este o referire la venirea Domnului Iisus, pentru că în Cartea Apocalipsa, la capitolul 19, citim despre un banchet la care sunt invitate toate păsările. Apoi am văzut un înger care stătea în picioare, în soare. El a strigat cu glastare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului, Veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncați carnea împăraților, carnea capitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a călăreților și carnea tot felul de oameni, slobozi și robi, mici și mari. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Deci, chiar și aceste păsări vor fi agenți vestitori ai venirii Domnului și împărăției sale. Dar imediat după aceste semne se va mai petrece ceva. În data după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Spune Domnul Iisus Hristos. Atunci, va apare pe cer semnul Fiului Omului. Care este semnul acesta? Dați-mi voie să fac o mică speculație de această dată. Ne amintim că în Vechiul Testament, națiunea evreiești i-a fost dată gloria lui Dumnezeu, shechina, prezența lui Dumnezeu. Nicio altă națiune, niciun alt popor nu a avut parte de aceasta. Acest semn al prezenței lui Dumnezeu stătea deasupra tabernacolului și mai târziu deasupra templului din cauza păcatului poporului acest semn a dispărut pentru că și Dumnezeu se retrăsese din mijlocul lor atunci când domnul isus a venit pe pământ el a renunțat la slava sa nu se va întâmpla însă la fel când el va veni pentru cea de-a doua oară atunci la fel cum ambasada unei țări are arborat steagul și semnele naționale, la fel pământul va sta sub semnul prezenței Domnului Isus. Observați numai că nu pentru toți va fi un timp al bucuriei. Dar, înaintând un pic, vedem și alte semne care însoțesc venirea Domnului. Dacă celelalte erau din domeniul vizualului, ca să zic așa, de această dată Domnul vorbește și despre semnale sonore. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Să nu uităm că Domnul nu a schimbat adresa mesajului. El se adresează încă Israelului. În ceea ce privește biserica, Scriptura ne spune că El însuși va întâmpina mireasa, adică biserica pe norii cerului. Ajungem acum la o pildă care concluzionează într-un fel sensul cuvintelor Domnului. De la Zmochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi. Când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că fiul omului este aproape. Este chiar la uși. Zmochinul este un simbol folosit adesea în referirile pe care Dumnezeu le face la poporul evreu. De exemplu, în Ieremia, capitolul 24, sau Osea, capitolul 9, versetul 10, unde Dumnezeu se referă clar la poporul evreu, termenul folosit pentru identificarea lor este smokinul. Un motiv poate fi și acela că sunt foarte mulți smochini în Israel. Deci, Domnul Isus se îndeamnă ca, așa cum se deprinseseră să distingă schimbările vremurilor după schimbările smochinului, Trebuie acum să se deprinde să cunoască stadiul împărăției lui Dumnezeu după semnele pe care tocmai le aflaseră de la Domnul Isus. Domnul le spune în continuare că aceste lucruri erau deja hotărâte de Dumnezeu și se vor întâmpla mai repede decât bănuiau ei. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. De asemenea, Domnul le arată că ceea ce le spune el nu a târnat de hotărârea oamenilor. Ci era deja o hotărâre luată de Dumnezeu. Nimic și nimeni nu mai putea modifica această decizie. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Vedeți, în fața unor asemenea cuvinte, care trebuie să recunoaștem, pe cei mai mulți îi sperie, întrebarea naturală este: Doamne, când? Când se vor întâmpla aceste lucruri? Domnul anticipează parcă și această întrebare și de răspunsul. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai doma se va întâmpla și la venirea fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măriteau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, Până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Domnul Isus atrage atenția că hotărârea asupra timpului în care se vor petrece aceste lucruri aparține lui Dumnezeu. Interesant este că multora li se pare că Dumnezeu întârzie. Oare? Oare nu cumva interpretăm noi greșit timpul pe care Dumnezeu alege pentru împlinirea acestor profeții? Nu cumva nu ne dăm seama că este vorba de răbdarea lui Dumnezeu? Este răbdarea pe care Dumnezeu o are cu cei păcătoși. Este vorba de mila, dragostea pe care el o are față de aceștia. O să vedem la momentul potrivit un episod care ne spune ceva despre Dumnezeu. Răutatea unei mari cetăți ajunsese până la Domnul. Cu alte cuvinte, era foarte mare, nu se mai putea, era prea multă stricăciune dar Dumnezeu este un Dumnezeu iertător și întotdeauna acordă posibilitatea iertării. El alege un profet din Israel și îl trimite la cei oameni pentru a le spune ce avea de gând să facă. Dar profetul acesta nu ascultă și fuge în direcția opusă. Domnul îl trece atunci printr-o împrejurare care îl aduce la loc pe drumul pe care Dumnezeu îi poruncise să meargă. Vedeți, acele zile în care Dumnezeu a lucrat la inima profetului pe care l-a trimis, au fost zile de îndurare pentru cei la care a fost trimis profetul. Este vorba de Niniven, bineînțeles, și profetul este Iona. Dumnezeu a avut îndurare față de acești oameni. Dragii mei, este la fel în situația noastră. Cred că noi am atins de mult acel grad de stricăciune care a atras judecata în cazul cetății Ninive. Dacă el nu a intervenit încă, este pentru că ne iubește și încă mai așteaptă suflete care să renunțe la stricăciune, la puterea răului și să se întoarcă la el. Numai că cei mai mulți dintre noi se poartă asemenea celor din vremea lui Noe, considerând că ceea ce spune Dumnezeu, ce spunem noi, mesagerii lui, este lipsit de rațiune. Nu se poate întâmpla. Aceasta a fost atitudinea oamenilor din timpul lui Noe. Niciodată nu ploase pe pământ și să faci o corabie pe vârful unui munte era cu totul irațional. De aceea, ei se căsătoreau, construiau, cumpărau și vindeau, iar la mesajul lui Moise nici nu se gândeau. Până într-o zi. În ziua aceea au crezut tot ce spusese Noe, dar din păcate era prea târziu. Nimeni nu mai putea interveni. Dragii mei, la fel se întâmplă și acum. Sunt atâția care nu mai au în considerare scriptura mesajului Dumnezeu. Consideră că deja au văzut multe, dar într-o zi vor vedea ceea ce nu au crezut și pentru mulți va fi vremea celor mai amarnice regrete. Domnul spune că va fi o vreme a surprizelor, dar o surpriză care va duce mare bucurie pentru unii și plâns pentru alții. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Care este concluzia? Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul nostru. Domnul nostru dă apoi o altă pildă și spune, Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar vegea și n-ar lăsa să spargă casa. Ce trebuie să facem noi? De aceea și voi fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Dragii mei, să fim gata. Dacă este să citim și noi semnele zmochinului, atunci prea departe nu mai poate fi acea zi. Dar nu aceasta trebuie să fie motivația noastră. Dragostea pentru Domnul trebuie să ne îndemne să-L așteptăm așa cum o mireasă și așteaptă mirele. Vino, Doamne Iisuse! Dragi prieteni, venirea Domnului Iisus este o certitudine... Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.